Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre acordarea ajutorului de înmormântare. Vă rugăm să ne comunicați ce impozite și taxe ar trebui achitate la buget dacă am achitat un ajutor pentru înmormântare acordat unui salariat pentru decesul unuia dintre părinți. Am vrea să achităm acest ajutor din fondul de 2% aplicat asupra fondului de salarii. De asemenea, una dintre salariate a născut și am vrea să-i acordăm și ei un ajutor. Vă rugăm să ne comunicați ce impozite ar trebui achitate și în acest caz. Plata am dori să o facem din aceleași fonduri, 2% din fondul de salarii. Iată răspunsul oferit de specialiștii portalcontabilitate.ro. Conform articolului 55 aliniatul 4 din Codul Fiscal și articolul 296 indice 15 litera B, sumele acordate cu destinația de ajutor de înmormântare, ajutor de naștere, reprezintă venituri neimpozabile, nedatorându-se impozit pe venit și nici contribuțiile sociale individuale și cele ale angajatorului în situația în care aceste ajutoare sunt acordate conform contractului colectiv de muncă, contractului individual de muncă, regulamente interne, etc., la nivelul stabilit de acestea. În situația în care se depășește acest nivel, diferența reprezintă venit impozabil datorându-se contribuțiile individuale de asigurări sociale, precum și impozitul pe venit. Pentru acordarea ajutorului de înmormântare, va trebui să existe cererea salariatului respectiv, certificatul de deces, dovada gradului de rudenie, mamă, tată, soț, soție, copil. În privința ajutorului de naștere, va trebui să dețineți cererea salariatului însoțită de certificatul de naștere al copilului. Desigur, în ceea ce privește impozitul pe profit, se acordă deductibilitate în limita a 2% din fondul de salarii.